Ministerul Educației a aprobat calendarul înscrierilor copiilor în clasele pregătitoare, respectiv clasa 1. Potrivit ordinului Ministerului Educației, de pe 2 aprilie și până pe 22 aprilie, la sediul unităților de învățământ va începe înscrierea preșcolarilor în clasele pregătitoare. În județul Suceava, peste 6300 de copii așteaptă înregimentarea în 343 de clase. În actualul an școlar sunt înregistrați 4844 de copii ce învață în 264 de clase pregătitoare, iar în anul 2013-2014 se anunță cu 79 de clase în plus la nivelul județului. Media copiilor pe clasă ar fi de 19 elevi. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Suceava, Laura Hackman, face următoarele precizări. În acest an școlar funcționează 264 de clase pregătitoare cu un total de elevi pe județ de 4844. Pentru anul școlar următor, estimarea realizată în baza centralizărilor din școli este la 343 de clase și respectiv 6390 de elevi. Specific municipiului Suceava, vom avea 30 de clase cu 734 de copii în total. În prezent se realizează pregătiri pentru înscrierea copiilor. Fiecare unitate școlară din județ va avea un site care va cuprinde toate informațiile, inclusiv informații despre înscriere și baza materială, și este în curs de pregătire programul de formare pentru cadrele didactice. Anul acesta vor fi formați aproximativ 400 de învățători și respectiv educatori, profesori pentru învățământ primar, care vor preda la această clasă pregătitoare. În județul Botoșani, pe 29 aprilie, se vor afișa la unitatea de învățământ listele cu numele copiilor înmatriculați. Pe 7 mai începe a doua etapă de înscriere. La nivelul județului vor fi 315 clase pregătitoare, iar pe 23 aprilie se realizează procesarea de către Comisia Națională de Înscriere a Copiilor în Învățământul Primar și repartizarea la școala de circumscripție.